Ei, dragii moșului, iată-ne foarte, dar foarte aproape de întâlnirea mult așteptată. Moș Crăciun a ajuns, dar m-a rugat următoarea chestiune. Înainte de a-și face apariția, înainte de a oferi daruri copiilor care se află în sală, mi-a transmis că s-ar cuveni, și pentru asta am mare nevoie de ajutorul dumneavoastră, să mulțumim încă o dată Orchestrei Filarmonice Mihail Jora din Bacău, da? Domnului director Pavel Ionescu, care se află în China cu un spectacol, dar care a contribuit de acolo de unde este și de aici la realizarea acestui spectacol. Un spectacol care, trebuie spus, este realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Bacău. Și pentru că până acum ne-au încântat invitații de seamă, eu cred că e momentul să le răsplătim această prestație, această seară minunată, și aș vrea să-l surprindem, așa cum știm doar noi băcăoanii, doar noi românii, pe maestrul Juan Cantarel, cu aplauze cum nu a auzit nicăieri pe scenele lumii. Doamnelor și domnilor, Juan Cantarel! De asemenea, înainte de a continua, vreau să-i aplaudăm încă o dată, eu le spun așa, Sorin Zlat Ben, adică băcăoanca Mihaela Alexa, Sorin Zlat Senior, Sorin Zlat Junior, Răzvan Bojocanu și Laurențiu Ștefan. Doamnelor și domnilor, Sorin Zlat Ben! E o bucurie să știi că, uite, în Bacău s-au născut asemenea oameni, oameni care fac cinste acestui oraș în întreaga lume. De asemenea, i-ați văzut și i-ați auzit în spate, dar le mulțumim în egală măsură corului Ateneu. Vă rugăm să rămâneți aici pentru fotografia de final cu toată lumea. Corul Ateneu și profesorul Gheorghe Gozar. Domnule profesor, vă invităm aici pentru aplauzele pe care le meritați din suflet. Profesorul Gheorghe Gozar și corul Ateneu. Acum 28 de ani, înființa secția de coreografie la Liceul de Artă. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru doamna profesoară Simona Baicu. Aplauze pentru doamna profesoară Simona Baicu și minunatii ei copii. Ei sunt Bacăul frumos, ei sunt viitorul
Le mulțumim acestor îngerași pentru încântătoarele momente pe care ni le-au oferit în această seară. Iar acum am un moment nu greu, ci foarte greu, un moment în care chiar am nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru că trebuie să invit în scenă pe omul care a făcut posibil și spectacolul de anul trecut, și spectacolul de anul acesta, omul care a renunțat la un contract cu Filarmonica din Londra pentru a veni acasă, soprana Gabriela Istoc. Pare rău că nu sunteți aici pe scenă, să vă vedeți cât de frumoși sunteți, dar să știți că Gabriela Istoc merită aplauzele nu doar pentru vocea extraordinară, ci și pentru tot ceea ce a făcut în organizarea acestui eveniment, pentru că urmează partea caritabilă, partea la care, pe care și dumneavoastră ați făcut-o posibilă prin prezența aici. Asociația Mie Drag Acasă, pe care Gabriela Istoc o conduce, va oferi în această seară darul pentru 100 de copii, 50 de copii veniți de la Râncitoasa și 50 de copii veniți de la Odovești. Să-i aplaudăm pentru că sunt aici în sală. Iată-i acolo. Vreau să le mulțumesc primarilor din aceste două localități pentru că i-au adus în siguranță și pentru că vor avea grijă să ajungă acasă cu bine. Și mai ales vreau să le mulțumesc sponsorilor care fac posibile cadourile pe care Moș Crăciun le va oferi acestor copii. Este vorba, în aplauzele dumneavoastră, despre Lions, Arena Mall, Team Moldova, Asociația Barrier, Intermax, Electropress, BRD, Selgros, Decathlon și mai ales dumneavoastră, tuturor, fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru că prin biletele pe care le-ați achiziționat, contribuiți și dați viață unui gest frumos, unui gest nobil, pe care asociația îl face în această seară pentru acești copii aici de față. Iar acum am chiar mare nevoie, ultima dată când apelez la dumneavoastră, dar o fac pentru că aș vrea să le demonstrăm invitaților și mai ales maestrului Cantarel ce înseamnă la noi, la români, spiritul sărbătorilor. Ce înseamnă pentru noi Crăciunul, să-i arătăm o bucățică din Crăciunul românesc și asta nu o putem face decât cu ajutorul celor de la Tehnic, pe care îi rog să fac un pic de întuneric, pentru că împreună, toată sala, aș vrea să cântăm Moș Crăciun, cuplete d'albe. Pentru invitații noștri din această seară, în semn de recunoștință pentru ceea ce ne-au oferit pentru această seară magică, în timp ce Moș Crăciun își va face apariția alături de vocile dumneavoastră. Așadar, Moș Crăciun cu prete d'albe. Moș Crăciun, nu mă puneți să cânt, vă rog. Moș Crăciun. Pe prin mers și atunci bine ai venit, moșule! Este Thank you.
iar acum orchestra dirijată de Juan Cantarel va cânta la modul profesionist această piesă, în vreme ce Moș Crăciun va împărți copiilor din sală darurile pe care le-a pregătit. Le mulțumim încă o dată tuturor, celor mai mici dintre cântăreți, Petru, care tocmai a coborât, vă rugăm să-l aplaudați. Lui Iacob, care e în brațele Gabrielei Iștov. Lui Moș Crăciun, care vine să-și facă din nou primul, pentru că a golit deja primul sac. Și pentru că noi românii de Crăciun avem un obicei foarte frumos, acela de a prinde o lumină, am să vă rog acum să scoateți telefoanele mobile, să aprindeți lanternele pentru a face lumina Crăciunului să strălucească în această sală, în semn de recunoștință pentru artiștii pe care i-ați avut aici în față. Haideți să facem o sală frumoasă, o sală luminoasă. Dacă se poate un pic lumina aici mai stinsă, pentru că sala arată minunat, pentru că băcăoanii sunt minunați. Noi vă dorim tuturor să vă bucurați de liniștea și pacea sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou.
Vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm cu drag la Filarmonica Mihail Jora din Bacău. Mulțumim tuturor, sărbători cu bine!